să mănânce. A zis, nu, când vine, când vine, când plecăm, când plecăm. N-am cuvinte să mai vorbesc, am rămas foarte fără cuvinte. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut camera foarte frumoasă și... E fain. Cum te desfășori tu cu activitatea aici, ca oamenii să înțeleagă și mai bine cum locuiți voi, cum e modul vostru de viață aici? Foarte greu. Aici e foarte greu, că e puțin spațiu, adică 60 de centimetri. Eu fac mâncare aici, aici le gătesc, baie le fac la vană, la un vană, tot acolo pe pătățul ăla mic, le fac baie, nu avem baie. Și ei mă înțeleg că știi că nu am altă putere și... Mă înțeleg foarte bine cu ei și aici le fac mâncare, deci trimit la școală. Câți oameni într-o cameră sunteți? Aici suntem 7. Deci e Valentin, e Raur, e Ianis, Carla, Ionuț, eu și tati și mami. Aici dorm eu cu soțul și fetița. Aici dorm Ianis, Ionuț și Raur. Și tinul pentru că el alea că e mai înalt. Doarme în parcelantă, că nu mai are loc aici, că pătuțul ăsta s-a rupt. Aici hainele. Când mai spăl, le pun la uscat. E intoxicat de fum. Când e cald, deși și e căldură. Când e frig, într-o seară tremuram de frig, cu foc scute cu pătura pe mine groasă. Tremuram de frig. Ați fost la sopus, când am fost la sopus, s-au oprit peretele. Tot. Și atunci am sunat în 2015. S-am sunat la pompieri și când au venit pompieri, n-a nici greu avea să bagi mașinile aici, că-i strâmt. O coboră furtunele la vale și dincolo pare ce era tot căzut jos. S-a urcat prin bodul, a dat tătul, făcuna. Îi mulțumesc la Dumnezeu că o ținut așa și am putut să stăm până acum în ei. Că dacă nu era nici asta, poate n-aveam unii stat deloc. În spatele meu vedeți casa cea veche și astăzi am venit aici pentru că suntem în prag de Crăciun și casa asta a fost trecută prin foc, a fost trecută prin incendiu, asta iarna era secată peste copii și vrem să scoatem familia de aici cu copiii, cu tot și să ducem la casa cea nouă. Astăzi este o zi mare pentru ei. Știi cineva unde mergem? Da, da. Ia să văd cine știe unde mergem acum. Da? La care casă mergem? Nouă. Suntem cu o echipă frumoasă de voluntari. O parte din ei au plecat deja acasă pentru că trebuia să înceapă munca. Sunt doar câțiva din zecile de voluntari care au muncit la acest proiect, atât de aproape cât și de departe. Și aflându-ne aici, aflându-ne într-un moment foarte important, vreau să vă mulțumim pentru tot suportul, pentru tot sprijinul. O să vedeți în cele ce urmează că sunt condiții extraordinare. Condiții cu care întâmpinăm această familie și toate acestea au fost reușite pentru că au fost oameni care au simțit cu familia închidim. Ionatan, te rog să ne spui câteva lucruri despre ziua de astăzi, a câta casă este casa aceasta pe care o finalizăm pe anul 2022 și câteva detalii care le consider tu importante. Da, astăzi este o zi importantă pentru familia închidim. O să fie pentru prima zi când eu o să stau aici la casă.
Este a 8-a casă pe care noi o terminăm anul acesta. Astăzi doar am făcut ultimele reparații. Am pus draperiile, perdelele, am pus masa, am finalizat baia și, așa cum spunea și Răzvan, așteptăm să vină familia să-i întâmpinăm aici, la noua lor casă. Mulțumim voluntarilor, au fost foarte mulți voluntari care s-au implicat la aici, la casă. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. A fost o plăcere pentru mine să fac parte în această echipă azi. Îmi doresc să mă implic și mai departe și Domnul să fie cu voi. Cum a fost experiența de astăzi? Cu ce l-ai ocupat? Astăzi am pus perdelele, am șers pe jos cu mopul și cred că aceasta este o lucrare și doresc ca această familie să se bucure în continuare pentru casa aceasta. Alături de noi avem o persoană care s-a implicat în ultimele zile foarte activ în treburile organizației. Ieri a fost la 1001 de pachete și am remarcat-o pentru că a fost foarte harnică. Nu prea vrea să vorbească, dar ea este Denisa și Denisa vrea să îți spune și ție o întrebare. Cât de important crezi că va fi viața, va fi trecerea asta pentru familia Închidin, pentru copiii, în mod special ca ei să aibă un trai decent, venind din partea cealaltă, din condiții foarte precare, la ceea ce s-o pregătește aici? E foarte mare și mai ales pentru mine. Super. Ce era să mai periculos acolo să dormiți? Tu dormeai cu patul ăla în spate acolo sau nu? Da. Și când îi puneai noapte la somn, la știință? Poate să cadă pe mine, dar Dumnezeu a avut milă de noi și l-a păzit. Noi când mâncam, mâncam în pat. Mâncam. Nu aveam loc unde mâncam. Da. Masa era mică și nu aveam unde mâncam. Și încăpeați la masă? Nu. Seara când ați auzit că vă mutați asta de acasă, nu? Abia așteptam să treacă noaptea, să vină dimineața. Ce înseamnă ziua asta pentru voi? O bucurie. O minune extrem de mare. Ai spus și minune și extrem de mare. De ce că nu ne așteptam că să mutăm într-o casă de azi, pentru că nu aveam posibilitate. Carla nu avea răbdare, era nerăbdătoare și-o spunea, mamică, când i-ai spus tu lui Doamne, Doamne, să ne mutăm acasă? Toți îmi punea întrebări, când ne mutăm acasă? Păi mai așteptați și voi un pic, că știe eu Dumnezeu când o să ne mut acasă. Fiecare trebuie să spună ce place cel mai mult la casa nouă. Camera din stânga, care e cu patru suprapus. Tot. Mi-a place camera aia de acolo. Aia cu mașinuțe? Tot aia, cu mașinuțe. Mie îmi place bucătăria. Dar de ce, mamă? Pentru că aici e locul meu. Mie îmi place cel mai mult că am bani și am unde face bani. La mine era foarte greu. La linia mea. Îmi place camera aia. Aia cu patru spre etajate?
Dacă tot a spus fiecare ce-i place cel mai mult din casa asta, cred că o să fiți de acord cu mine când o să spun și eu ce-mi place cel mai mult la casa asta sau cel mai mult din casa asta. Mie cel mai mult din casa aceasta nouă îmi place imaginea pe care o vedeți și dumneavoastră, cu toată familia reunită în jurul mesei, cu toată familia adusă în același loc. Faptul că Valentin nu va mai fi nevoie să nu doarmă acasă, să nu doarmă cu părinții și va avea și el un loc aici. Faptul că ei vor avea unde să mănânce cu toții, faptul că vor avea unde să facă baie cu toții, vor fi la aceeași masă împreună, se vor odihni de aici, își vor face temele aici, vor pleca la școală de aici, la biserică vor pleca de aici. Pentru mine asta e cea mai frumoasă imagine din casa voastră. Faptul că vă văd pe voi, faptul că sunteți aici și faptul că vă vedem fericiți, asta e cea mai frumoasă imagine din casa voastră. Și locurile trei, dormitoarele frumoase, vilele frumoase, sunt alții care au lucruri mult mai luxoase decât ceea ce aveți voi aici. Sunt oameni care vă urmăresc, care au poate palate, care au poate bani grei, bani la care nici nu ne gândim. Dar poate le lipsește ceea ce aveți voi și voi aveți o familie. Să vă bucurați de ea, să aveți grijă de familia voastră și să prețuiți pe părinți, pe mama, pe tata și împreună să prețuiți pe Dumnezeu. Amin. Doamne ajută! Ne place tot și vă mulțumim din suflet și la oamenii și la prață, surorile care a fost umorul Domnului Iisus să-i răsplătească și să le binecuvântă să-i mulțumim frumos. Nu avem cuvinte că și Dumnezeu ne iubește. Și Domnul Iisus să vă răsplătească și să vă mulțumesc din suflet. N-am cuvinte să mai vorbesc, am rămas foarte fără cuvinte. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut camera foarte frumoasă și... Mulțumim oamenilor care a pus umărul la lucrarea asta și vreau să știți că vă iubim. Facem ceva pentru Dumnezeu, trebuie să oferim din inimă. De multe ori la noi acasă facem lucruri frumoase și când vine vorba de Dumnezeu, oferim ce nu ne mai trebuie, ce este mai de slabă calitate, dar întotdeauna atunci când facem ceva pentru Dumnezeu, încercăm să dăm din inimă și să facem, nu știu, la o calitate ca și cum ar fi pentru casele noastre. Dumnezeu să binecuvinteze și pe meserașii care au slujit aici, Dumnezeu să răsplătească și pe cei care au băgat mâna în buzunar și au ajutat ca acest vis irealizabil astăzi să fie o minune pentru acești copii.